Dragi prieteni, v-am promis că ne mai vedem astăzi. Dacă nu ne vedem, ne auzim. Vă las să vă anunțați iar rudele și prietenii, să dați share-uri ca să aflați că v-am dat un semnal pozitiv, cât se poate de semnal și cât se poate de pozitiv, adică UM în capăt. Am promis astăzi că am transmis ultimul set de la meciul de tenis cu Simona și am avut mână bună pentru că a și câștigat. Și am zis, zic, domnule, peste câteva ore, dacă avem puțin noroc, vă oferim o veste foarte bună. Semnalem la București, bun venit. Doi dintre componenții grupului sunt în studio, dar unul dintre cei vechi este prezent, Ștefan Boldijar. De câți ani la semnal? De la 77 în coace. 77, membru fondator. Deci, fondator al grupului Semnal și să-l prezinți tu pe cel mai tânăr. Nicu Barna. Nicu Barna. Nu e cel mai tânăr și e deja are voi de chine. De câți ani? Da. De câți ani? Are niște ani bun la noi. Anul ăsta 10 ani. 10 ani. De 10 ani cu noi. Deci, iată. Îi mulțumesc pe această cale, îi spun și la mulți ani că e ziua lui. Ziua ta? La mulți ani. Uite, domne, ce chestie. Cum se nimeresc și de 10 ani cu noi și aici, asta a rezistat. Da. Și este și Star Wars, adică da, întotdeauna. Mai știu pe câțiva care sunt capricorni și au fixat. Serios? Okay. Deci, iată, o surpriză dublă. N-am știut că e ziua lui, că altfel îl sărbătoream cum se cuvine. Asta e bine. Tocmai le spuneam băieților că n-am tricou cu Semnalem și am aflat că o să primesc peste un an, doi, trei. Când primesc eu, să primești. Deci dacă fondatorul n-are, dar tu ai undeva un secret? Nici așa. Eu nu am personal la meu un tricou, să zic că ăsta e tricou meu cu Semnal, nu am. Dar a fost am, mai am da. O bucată din, da. Nu, ai, din de 500. Lot. Nu din alea, nu? Asta e ceva nou. Așa. Și s-a făcut câteva pentru un eveniment și, și a rămas. A rămas. Deci, oricum, Semnalem există în primul rând, asta trebuie să știți foarte bine, chiar dacă trebuie să-i reproșez lui Ștefan și implicit și lui Nicu, că veniți foarte rar în București. Acum ce ai vrea, să venim zilnic? Nu, dar măcar trimestrial se poate. O să venim la tine special trimestrial. Serios, nu, ar fi bine să venim, asta e adevărat. Eu nu zic că e comod, știu că e greu, știu că voi aveți o zonă în care vă mișcați acolo destul de... No, cam câte concerte... Suntem păsărare. Păi asta deci e. Noi deja după atâția ani acum mergem mai rar, mai lent. V-ați plictisit sau... Nu, considerăm că avem multe altele de făcut. Care fiind ce? Activitate de studio, înregistrări, păi deci, piese, noi, deci, vă dar bineînțeles, da. Dar vorbeați de cântat. Nu, puteți să faceți altceva. Dar și activitatea concertistică îi... Merge bine, merge dar bine. Nu chiar așa. Aveți des. Așa o medie de 3 pe lună? Da, mai cel puțin. 3-4. Într-un 3-4. An, da. Așa privind 2018. Da, da, cel puțin. Da. 3-4, aveți. Da. Cam așa. Este foarte bine. Ei, și eu. Și la București cam okay. O dată pe an veni. O dată pe an, dar e foarte puțin pentru o trupă cu vechimea asta. Sunt multe orașe în țară. Asta e adevărat. Sunt destul de multe, dar publicul din București sunt convins că vrea să vă vadă. Sunt convins că diseară va fi lume specială la întâlnire. La ce oră începe cântarea? Nu la Lăptărie, la H. Poftim? La H, nu la Lăptărie. Nu, am zis cântarea, la ce oră? Da, am înțeles, Lăptărie, la 9:30. La 9:30, la Berăria H, profitați H. De ocazie, puteți vedea toată trupa. Cine sunt ceilalți componenți? Pe următorul ca vechime, da, este proaspăt. Cel mai tânăr, cel mai nou, Alex. Așa. Cel mai de câteva luni numai, este cu noi Alex Gibson. Așa. Alex Gibson, o să, dacă vii, poate reușești, dacă, nu reușesc să ajung, dar oricum o să fie, măcar rugăm pe cineva să ne dea un live streaming, cum facem noi acum, să facă și invers cineva. Ok, e foarte promițător și... Eu mă bucur că, uite, deci și în generația este cel mai tânăr 21 de ani, vrei să mulțumesc. Și mai cine? Este Sorin Zamfir la tobe, da. Care s-a alăturat noi după dispariția lui Șoții, Solomon Francisc. Și cea mai nouă. Cea mai nouă, da. Cea mai nouă, că e cineva care de mult noi îi facem curte, dar nu prea am putut să pentru că e feminin. Așa. Este vorba de Roxy, Roxana. Așa, deci aveți Roxana Zăcurțan, care și e din acolo, nu? Da. E din Cluj, sigur că da, și la backing vocal, și la percuție, și la chitară. Semnalem a devenit mixt. Da, da. E mixt. Iată, e și asta. E nevoie, pentru că noi vrem să sunăm cât mai aproape de... Da, și acolo au fost multe voci.
Corect. La voi, când trebuie... erați atunci la început, da. Aveați cel puțin 3 oameni cu voce. Exact. Și acum trebuia ar 3 oameni cu voce, cel puțin, și atunci am zis, trebuie și să fie și eu proaspăt, că noi deja vocile alea cu... Am înțeles. Deci, Roxana e, cred că ați e... Ați împrospătat și imaginea. Și e și aia ce ne trebuie. Așa, am înțeles. Albert Kirchner, bună emisiunea. Albert din Arad, Rodica Doina Pencea, Teddy din la Londra, Marinel Ursache de la Timișoara, Ștefan Manole, acum poți să dai share dacă vrei. Ai dat, foarte bine. ATFC Titan. Wow, ce surpriză! Cum l-ați cunoscut pe Iuliu Merca? Întrebarea către tine, evident. L-am cunoscut mult înainte de a cânta cu Semnal împreună. El e fiind clujan, dar a plecat puțin mai repede din Cluj. El a fost mult timp și în București și a fost în străinătate. L-am cunoscut prin 73 la un spectacol unde am fost și eu invitat, adică a fost un concurs cu piese, da. Unde am participat și eu la concurs. El a fost invitat deja atunci, fiind după perioada Cromatic, deci foarte cunoscut. El era cu Racu Broasca și cunoscut, cu Șiuca lui. Da, da, da. Trio, atunci era un trio. Exact, și era ceva, eu am auzit de câteva ori și am zis... Rupeau la sala Palatului, a fost nenorocire, într-adevăr. Deci tu ai venit imediat după perioada asta. După, sigur, sigur. Eu eram în altă formulă, altă formație. Cu compania Sunet am avut o colaborare. Da, sunt convins. Cum se numea trupa? Experimental. Experimental, doar. Am fost și acolo, am fost membru fondator, să știi. De acolo am stat numai 2 ani în trupa aia. Deci experimentalul era o super trupă, care el cânta experimental. Exact, exact. Și a fost experimental Q. Q, da. Tocmai. Deci e bine să știți că avem aici unul din oamenii de bază a rockului românesc. El e modest așa și nu spune, dar trebuie să se știe. Da, împreună cu Eugen Tunaru, cu Vali Fărcaș și cu Puiu Delioran am format experimental Quartet. Ce bine bătea băiatul ăla. Ce bine, ca Dumnezeu să-l odihnească. Dar într-adevăr era o trupă foarte bună. Da, Tunaru, pe toți erau absolvenți de conservator, fiecare foarte un instrumentist. Și tu? Eu n-am pregătire muzică, eu sunt autodidact. Dar... Nu, că asta vreau să se înțeleagă, că se poate face și așa, și așa. Adică rock-ul și muzica de acest gen nu obligă. Ai talent, poți să compensezi. Exact. Tu ai vrut să înveți și ai învățat. Cine te-a ajutat la chitară? La chitară, nu dintre ei, m-a ajutat un prieten foarte bun, care mi-a fost și vecin de stradă, Yuri Hellman, care era într-o formație monocord în Cluj, monocord. Care cânta, dar el deja a avut pregătire muzicală la chitară. Eu am avut niște poziții personal inventate și el mi-a zis, vezi că nu, sunt niște poziții bine. Mult mai comode. Așa. De la el am învățat cam cum să... El a terminat Școala Populară de Artă la chitară și semăna unul la unul cu Mark Knopfler. Și acum și la cântare sau la față? Și la cântare, și la față, și la degete. Dar tot când îl văd, îi zic mai asta, unul la unul. Asta e mare lucru. El a fost omul care mi-a arătat cam cum deci trebuie pus mâna pe chitară. Rock-ul clujean, care de fapt este rock-ul țării, Nicu, Nicule, Nicușor, Cătălin Pop scrie. Aha, la mulți ani cu detonare, măi, suc la tine, cu fitil. Asta e Cătălin. Cătălin e fost membru. Da, am colaborat cu el. Da. Maria Claudia Cumpănaș. Îmi place melodia prezentată azi la Neața, la Răzvan și Dani. Clipele mi-aduc aminte de The Doors. Mă bucur. Deci n-ați luat-o de la ei și nici ei n-au luat-o de la voi. Eu cred că nu, piesa e nouă. Nu. Dan Helciuc, salutare tuturor cu mare drag. Senale este și va rămâne o trupă legendară. Este una dintre trupele mele de suflet. Mă bucur. Iată. Marius Tănase, cum era Iuliu Merca? Compuneați împreună? Da, foarte mult. Eram sigur că o să fie întrebări legate de relația cu Iulica, pentru că... Cu Iulica a fost... Mâna stângă, mâna dreaptă, ne-am potrivit foarte bine. El nici nu l-a prins. Nu. Eu l-am prins în altă conjunctură pe Iuliu. Deci, nu eu cât cântam am cântat cu împreună. O trupă locală de la noi din Cluj și cântam în deschidere la Semnale, la baluri de boboci, la ce se mai era, pe la casa de cultură de obicei. Mm-hmm. În contextul ăsta l-am prins pe Iuliu. Și deci erai la concurență.
pe undeva. Departe. La tânăra concurență. Departe. Și vă înțelegeați bine? Aveați mici meciuri? Bineînțeles, ca de obicei se întâmplă. Se întâmplă, și dar... era o fire vulcanică pe când tu ești o fire așezată. Ardelean standard. Să știi că și eu eram oricum așa. Nu era chiar așa vulcanică. El avea am alte... cu el atâta timp când era aici la Casa Studenților. Da, eram zi de zi împreună. Da, da, era așa vulcanic, chiar așa mie în nu în anumite părut. Situații, da, depindea da, de, eu, să știi de că context. Eu nu l-am auzit în viața mea înjurând. Acest om n-a înjurat. Înjura în avut... cântări direct. A, da, acolo și texte, da. N-am dar avut era un tip, de la tablă. E un tip. Direct care... la microfon le avea, nu? Nu da, el cu scrabă, mai jucam jocuri de râmi, iams, nu știu ce. Și, dar... și un umor nebun. Da, asta o să spun, că un umor fantastic, un tip astea. Foarte inteligent. Numai oameni inteligenți pot să aibă un umor atât de fin și atât el de bun. Chiar depășea media. E de un bun simț extraordinar. În schimb, ca și muzică era de departe. Pentru mine este ceva care nu poate fi înlocuit. Din păcate, sunt total asta de acord cu tine. Nici pe blues n-am avut voce no, ca lui. Când el cânta un Fagerty, ziceai că e mai bun decât Fagerty. Da. Și când cânta un Zeppelin, la fel. Când Zeppelin, suna când un Billy King, parcă era exact. Da, și în o chitarist. Deci sunt convins că cei de acasă se minunează de ce spunem. Din păcate, Iulica ne-a părăsit Giula, cum mi se mai spunea, și exact. Care tocmai la Costinești și-a găsit. Exact, acum 20 de ani. Da, exact atâta se pare. Prea repede, se poate așa la 50 de ani să pleci, nu se poate. Eram chiar acolo, eu am anunțat atunci. Exact, la era radio vacanță, da. Am ajuns și eu acasă și vă urmăresc la Vinea Band din Timișoara. Deci, la compoziție, cum procedați voi doi când era să faceți piese? Pentru că pe ecran o să apară sau au și apărut albumul, de exemplu, ieri, azi. Albumul vostru. Da. Ai stat scos la albume. Trebuie să vă reproșez și da, celor tineri. Așa și e, așa e. Adică noi vrem albume. O să fie. Măcar, e pregătit. Măcar best-of-uri. Este unul gata, dar încă n-am găsit momentul și nici cu cine, sub ce formă. Că acum e mare problemă să scoți un album, adică e adevărat, este adevărat. Tot. Dar este gata, materialul de piesă. Măcar să iasă pe internet și tot e o soluție. Nu știm, poate chiar acolo va fi. Eu sincer, eu sunt rupt de realitatea asta cu internetul, îmi pare rău, nu vreau să-ți spun că văd că tu ești foarte băgat în asta, eu nu știam ce e vlog, sincer, până acum. Domne, dar n-au cu explicat băieții? Acum 10 luni nici eu nu știam. Deci am aflat și eu. Mi-a zis asta mică și alții, zice, domne, cum adică nu știi ce e vlog? Deci, nu știu, domne, vlog, blog, știu. Acum blog, am aflat asta, discutam noi pe mașină. E blog cu imagine. Exact ce facem exact, noi. Exact, m-am prins. Numai că eu am inventat varianta care îmbină ce se scrie pe blog, ce se face pe vlog la alții care, nu știu, mănâncă și povestesc din viața lor 5 minute, 10 minute. Nu există vlog de genul ăsta nicăieri. Ce am facem înțeles. Noi. Și eu am combinat cu o emisiune de radio și de televiziune în același timp, pentru că de văzut ne vede lumea și radio facem, numai că nu putem da muzică pentru că ne taxează aia de la YouTube. Dacă băgăm muzică, serios? Eu aș fi vrut, da. Dacă era după mine, adică da, deja dacă eram semiconștient, puneam o piesă cu semnale. Aia de dimineață, care ai făcut la noi, să audă și alții exact. Că e o piesă O să nouă. Le punem după. Okay. Deci când se termine, dar altfel imediat vine YouTube și zice, hați, te-am prins și nu te lasă. Deci mi-au explicat oameni de meserie și de peste ocean că au zis, domnule, nu te arunca să bagi muzică, pentru că imediat, îmi zic, mă, dar acolo pe fundal nicăieri e riscant. Am nu știi de unde. Da, deci de-aia vlogul ăsta e atipic, din toate punctele de vedere. Dar să revenim la istorie și la datele despre voi, pentru că astea sunt mai importante. A, ziceai de compoziții, da, să știi că Iuliu e un foarte mare compozitor. Cum lua chitara în mână deja era ceva. No, aici ne-am cam nimerit, că și eu sunt exact la fel când ne așezam. Și tu ești melodist întâlnit, ca și el. Da, și ne-am întâlnit, stăteam la Costinești, acolo am început să cântăm prima dată în 77. Exact. Stăteam cameră lângă cameră și aveam balcon comun. Păi toată ziua stăteam cu chitara mea și drept rezultat, când s-a terminat sezonul, după 23 august, că cum venea ploile, se terminau când am în aer liber, da, știi? Știu. Deja era gata material pentru primul disc, știi? Da, ei au fost la Costinești, culmea, în sezonul în care eu am lipsit. A fost printre puține sezoane în care eu am lipsit. N-ai fost acolo, în rest am fost permanent acolo. Da, dar noi am fost oricum, am cântat în sat. Da, deci n-am cântat în tabăra studențească. Ați fost cântat acolo, la Tineretul. Exact. Păi, da. Cu o scenă special construită pentru această ocazie. Dar știi că... De noi.
Da, da, da. Eu știu faza, dar știu și faptul că se considera a satului, a comunei Costinești și după aia a mâncat-o BTT-ul. Bineînțeles. Tot trupele care au venit în anii 80 deja cântau, deja cântau tot la tineretului, da, dar erau în tabără. Dar noi încă am nimerit cu Milștim, cu astea, cu tabere pentru... Exact. Eu am locuit la un moment dat când făceam navetă la Constanța, unde am lucrat la spital, în spatele tineretului, într-o casă privată, în gazdă, și făceam discotecă acolo unde cântați voi, la linie, știi, că era cantină. Exact, exact. Și se dădeau toate la o parte, se puneau două mese și puneam boxe și se făcea discoteca acolo. Asta erau acolo. Cred că știți că sunteți cam ultima trupă cu, de peste 40 de ani care nu s-a destrămat și n-a ajuns la tribunal. Să rămâneți așa. Păi cam da. Așa e. Da. Dar nu, doar, nu. Și la Cluj cam bate un vânt din ăsta. Din, da, cam este. Da, vântul discordiei. Da. Păi, și acolo, nu numai la Cluj. Da, ca să vă spun, dragii mei, Ștefan fiind singurul dintre fondatori, e greu aici, să se certe cu sine. Deci, exact. N-are cu cine să se certe. Aici în Cluj niciun caz. Păi nu, dar chiar n-ai cum. Ba am, dar... Și cum cine să ar zic? Putea să-l conteste? Să conteste că... numele cine ar putea să zică, domnule, noi suntem semnal. Da. Nu, așa ceva. Păi asta spun. Nu, așa ceva nu. Deci tu ești singurul fondator, da. Deci nu are cine să te conteste. Exact. Pe săracul Costi l-au contestat, deși era fondator. Da, da, da. Da. Voi vă vorbiți acolo la Cluj și vă mai întâlniți? Da. Sigur că da? Costică ne întâlnim destul de... Nu, nu chiar foarte des, dar ne mai întâlnim. Acum mai rar, că am înțeles că a început activitatea. Tu te întâlnești mai des, da? Deci, dacă el are o firmă de sonorizare... Păi spune, nu te jena. Atunci, aici nu-i ca la televizor. Domnule, că treceți pe la caserie. Și atunci mai au chestii comuni, că și Costică se mai intersectează. Dar dăm și mie, ai niște chestii, că am o chestie sâmbătă asta, că și Costi e băgați fiul sau special mare. E firmă de sonorizare, e foarte implicat. E tare. Dar și Nicu e tare implicat. Și da, dar la scară mult mai mică. Tu și cânti și, ești și, da, și da. Te ocupi și de sunet. Da, și la semnale te ocupi și de sunet? Sau aici aveți altă? De multe ori avem. De multe ori, dar e mai greu să te ocupi și mai de mai altcineva care... Sigur, un... de obicei mergem când mergem unde mergem, acolo există deja. Fiind da, departe, știi, nu poți să mai cunoști. Dacă nu apelăm la... colaboratori. La oameni care au instalații. Împreună trebuie să și cânte, nu poate să... Tocmai asta ne ajută la sunuri, la probe de sunet. Cum era scena muzicală atunci când v-ați lansat? Era concurență? Se simte diferența de generație atunci când vă întâlniți acum în studio la repetiții? Acum tu lucrând cu oameni cu 10-15 ani mai mici ca tine? Da, apropo de concurență, da. Era altceva atunci, erau multe trupe, dar nu exista decât un singură for care, un singur for care te difuza, Radio România și televiziunea. La revedere! Se tot micșora ca ore. Bineînțeles, și acolo asta e, dar erau multe trupe și atunci. Acum, în schimb, e nebunie ce înțeleg. Da, pe piața, eu îndrăznesc să spun că atunci concurența era pe bune. Aici nu mă bag. Nu, că erați multe cred, trupe okay, bune. Da, deci, mă rog, asta tu ești discret, dar erați, aveați trupe, Timișoara, Clujul, Oradea, erau peste tot trupe bune. Lumea poate nu-și mai amintește, dar în afară de festivalurile alea câteva, că atunci erau puține. Da, așa e. Toate trupele astea de care vorbim făceau turnee, se exact. Circula prin pe țară, se intersectau. Unul lua prin nord, a luat prin sud, da, mergea da, da, la Costinești. Pe înțelegere, ca voi să ați avut cântări multe și în Venus. Pe acolo. Venus am fost o 20 de ani. Aladin era locul nostru de muncă. Așa se și spunea că Iuliu Merca, Aladin. Exact. Nu, nici nu se mai punea problema. Dacă el a cântat acolo și înainte de semnal, a cântat cu Mondialul. Da, da, el se suprapunea cu Aladin. Exact, Aladin era... Și zic, domnule, nu e o glumă, așa se chema localul. Boogie Jay, așa a crezut și Nelu Dumitrescu, că familia lui, cu familia lui Iuliu Merca țineți legătura? Da, sigur că da, cu fiica sa avem destul de des colaborări. Ea e foarte ocupată, din păcate, din cauza că e foarte bună mezzosoprană la opera din Cluj, dar cântă extraordinar. Dar cântă și muzică ușoară, este printre puținele cu care... solistă de operă și cântă cu noi și nici nu spui și că cântă opera. Rock.
Deci cântă rockistic, da. Nu cu interpretări operistice sau cum se spune. Da. Deci știe și să cânte și așa. Și ați făcut piesă cu ea? Piese n-am tras încă cu ea, dar este în plan, depinde și de programul ei. Am zis, planul există. De imagine, să cânte... Dar am avut concerte. Am avut concerte, că a cântat cu noi. Și succesul e garantat. Da, foarte deci, bine. Iată, e bine să știți și acest lucru. Eu știu de când era mică, n-am, nici nu cred că am văzut-o mare. Am văzut-o da, te-ai văzut când s-a născut, după 82-3 ani acolo. Atunci, da. Atât am văzut și eu, așa este. Cristi Luca, un alt om de muzică, ne vede, Forsea Mihai, Patricia Montero, Marina Ciorăneanu, alt om de muzică. Deci oamenii de muzică de obicei sunt atenți la întâlnirile noastre și când suntem în live și când rămâne înregistrarea. Sorin Sosotecaru, Monica Zaharia Sărămâna, om de radio, Bichis Cornelius, Anca Didi Sorescu. Întrebările sunt legate clar de perioada de început și, de exemplu, dacă tu mai ții minte cu ce trupe vă intersectați în afară de trupele de Cluj. Sigur că da. Progresiv TV. Așa. Roșu și Negru. Cele din București, evident. Sphinx. Holograf, Sphinx. Care au venit mai târziu. Iris. Da, cu astea vă întâlneați. Compact. Bine, dar Compact era în Cluj atunci. Ne întâlneam, ne intersectam. Ne mai întâlneam la spectacole care aveam, poate chiar cântam pe acea scenă la Polivalentă sau... Da. Cu majoritatea trupelor ne-am intersectat. Păi atunci era, asta era, cum ai zis și tu, asta era, mergeam în turnee, mergeam în spectacole, la fiecare eram acolo, la festival Club A, la toate. Că acum revine nevoia de spectacol pentru că televiziunile, deși sunt multe, nu sunt deschise pentru genul ăsta de muzică. Și special pentru live. Și e un paradox. Da, este, într-adevăr. După atâția ani, se ajunge din nou să fii nevoit să circul, că discurile acum nu se mai vând, că nici n-are cine, nici n-are cum. Și atunci, calea unică de comunicare între un artist și spectacol. Scena, spectacolul, adică live-urile. Mergeți și în cluburi? Sigur că categoric. Da. Ne place chiar foarte mult. Mie îmi place foarte mult. În club este o atmosferă extraordinară, foarte directă, foarte intimă. Și mult mai aproape de public. Obișnuiți să băgați în repertoriu și piese standarduri nu. Rămâneți numai pe ale voastre. De exact. Când a apărut, deja, de atunci când a apărut primele noastre albume și că deci eram în spectacol, nu am mai cântat decât numai de ale voastre. La început, în turnee, mai cântam că trebuia, într-adevăr, că și nouă ne plăcea, mai băga Iuliu câte un blues. Păi tu, era... eu țin minte, dar de-aia întreb dacă acum mai folosiți. Acum nu. Nu. Nu mai. Deci, de nu mai mulți ani, nu. Piesele voastre. Da, sigur. Fără Bala Pahida nu se poate. Am încercat de câte ori așa am uitat-o să cântam, dar nu se poate. Cere lumea, nu? Cere. La fereastra ta, Bala Pahida, spune-mi cine ești, astea sunt cele mai mari succese. Astea au rămas acolo. Geniul lui Iuliu se simte acolo și este extraordinar. Ai și tu, slavă Domnului, destul de am colaborat în chestiile astea, am făcut împreună toate treburile astea, dar geniul e acolo și el este... E frumos din partea ta. Marius Matache e și el cu noi. Cum e să intri într-o trupă cu asemenea istorie? Există presiune? Asta e pentru tine. Categoric că există presiune. Hai recunoaște-n ziua ta, sigur că ai voie sigur să zici. Poți să zici orice. Da, e mare presiunea. E, într-adevăr. A fost. Pentru că acum, vorbind, privind piața muzicală, voi ați fost prin firea lui Ștefan, a fost mereu o trupă, nu low profile în sensul artistic, ci din motive mediatice. Adică nu v-ați expus nici cu scandaluri, nici cu... Da. Deci, le-am ținut apăsare. Poftim? Le-am ținut. Exact. Nu să spală în familie, nu în public. Alții au lăsat totul să iasă. Se știe foarte pentru tine a fost mai un avantaj că e o trupă care, deși este veche, deși are istorie, deși are repertoriu, deși cântă în continuare, nu stă lumea grămadă să vadă bă, ce fac ăștia, ce au mai făcut, ce au mai zis. Da. Se întâmpla să te sune ziariști să vă întrebe, bă, nu mai ziceți și voi ceva? Da, a fost. Nu s-a bătut nimeni cu nimeni?
Da, a fost, că așa e, asta e meseria lor, că trebuie să înțelegi și pe ei. Dacă nu e ceva monden, dacă nu e ceva... Că, eu încerc să înțeleg. De câte ori m-a întrebat că aveam un spectacol de 35 de ani de trupă așa, sau ceva. Da, și era o conferință de presă, nu? Și normal că veneau. Fiecare la un moment dat, no, dar trebuie să spunem ceva picant, ceva și nu avem așa ceva. Bancuri, bune, da, că într-adevăr ne-am distrat și a fost bine așa și așa, dar că eu m-am dus cu altă femeie sau ăla așa și trăim așa și vieți separate și cunoștete, nu avem așa ceva, deci nu suntem buni pentru trupă, emisiunea asta. E o trupă prea liniștită pentru zbuciumul din jurul ei. Recunosc că e liniștită. Concert în memoria Iuliu Mercă la sala Palatului s-ar putea întâmpla? Oh, dacă ai ști de când aștept să vină vreo propunere. Am te avut că vă dați seama, dar din păcate, ca să ajungi să cânti, de exemplu, chiar în București și la sala Palatului, pe noi ne cam depășește ca trupă. Nu avem puterea ca să putem face de asta. Organizatoric. E nevoie. Nu, și e distanța mare, acum, totuși. Până acum n-a fost nimeni cu... Dar la Cluj ați făcut? Am făcut la Cluj. Am făcut și când a fost, când și-a murit și după am făcut... A fost și festivalul. Câți ani festival? Ați avut festival? Da. Pe care am mers un pic, după aia n-am mai mers nici. Asta este marea problemă. E greu de organizat. Să ne lovim de niște probleme. Uite, vezi? Acum când vorbim, exact poza aia pe care o știi. Da. Marina Cioraneanu, Andrei, felicitări invitațiilor tăi. Îmi place foarte tare tricoul tău. Nu se vede ce scrie pe el. Iartă-mă, dar nu am putut să nu spun. Vă rog spun să spun Rolling Stones. Cum nu se vede, mă? Hai, mă. Pe dai ți telefonul. Zis că dacă... Păi nu, dar uite, na. Na, acum, așa, sau tu pierd, că imediat se vede. Dacă scria semnal M, atunci era ok. Am zis, zic, doamne, nu poți să iau o trupă decât de valoarea apropiată. Și am zis, zic, iau Rolling Stones. Asta e respectul. Mai am câteva tricouri. Am foarte multe, ca să fiți și mai corect. Dar v-am explicat că de la o vreme fiind XL, cu tendințe spre XXL, deși nu se vede, pe de-aia port negru, am zis le țin numai pare. Așa, Marina, mesajul este pentru Andrei, asta cu nu se vede. De ce a plecat Ștefan Noci? Te întreabă Teddy Chris de la Londra. Oameni care nu sunt în țară, dar care vă cunosc. Efectiv, s-au despățit drumurile, alte preocupări. Câți ani a stat cu voi? Fane a stat din 94 până în 2004. Cam așa, vreo 10 ani. 10 ani a fost cu voi. Da. Primul tobar cine a fost? Liviu Hrișcu. Hrișcu, păi eu... Da, el e state, da, e salutăm, plecat. Poate se uite, el e plecat în state din Ovești. Liviu era o figură total deosebită de ei. Era, adică de aici din București. Era de al nostru de aici, mă rog, de al nostru, de al lor. Așa, nici eu nu sunt de aici, dar... Dar de multe puncte de vedere a fost de al nostru, știu, e un tip extraordinar. Știu, dar Liviu era o figură specială. Și cu relațiile interumane și cu totul era absolut special. Da. Deci Ștefan a plecat pur și simplu. Da. Lumea a rămas cu imaginea aia voastră, cei trei bărboși. Exact, a fost o perioadă. Și aia nu se poate reedita. După perioada de duet... A început să-mi crezi bani. După perioada aia de 3 ani de duet, în care am cântat cu Iuliu numai în 2 și am făcut un disc... am simțit nevoia că trebuie. Da. Plus că era o cerere de cântare cu instrumente, fane, avea și scule și mașină. Deci, salvarea noastră. Și la Crujada noastră și întâi foarte... Da, extraordinar. S-a potrivit foarte bine. Dar uite că după ce a plecat Iuliu, la un moment dat au intervenit niște... alte puncte de vedere, alte preocupări. Nu neapărat muzical. Nu. Așa, deci am lămurit. Nu era muzical, nu. Nici o problemă muzicală. Nu au fost probleme. Gata, am văzut, zice Marina, adică la tricou s-a referit. Era un fel de Keith Moon, spune Mariu Stănase. Ne vorbim de Liviu? Da, Liviu. Adică Keith nebunii. Da. E ceva de acolo. Exact. Dar avea o singură tobă mare, atât. Dar să știți că bătea mai bine decât Keith Moon. La Soneli erau apropiați. Da. Călin Bărcean, felicitări prietenilor de la Cluj. Sper să ne reîntâlnim pe aceeași scenă. Timișoara, probabil. Da, știu, sigur.
Remus Ionete ne salută de peste ocean, fost coleg cu mine la Vox Maris, îl salut și eu. Deci iată că oamenii se bucură și de asta ți-am și spus, eu am dat de tine greu. Și o și spun, să se înțeleagă. Poate o să vă întrebați, domne, dar de ce nu? Culmea că nu, e același. Da, nu l-ai nimerit. Când am sunat la un număr care era și pe net, da, și aveam și un caiet, da, 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 acolo mi s-a zis că nu e. Formă am întrebat pe altcineva din Cluj, zic, domne, nu aveți numărul lui Ștefan Poldiș? Și ar zice, domne, e ăla. Și pe site, e acolo. Ăla nu e pe site. Ăla nu e al nu, pe site. Da, pe site. Pe www, semnal, nu semnal, acolo sunt amândouă numere ale mele. Eu am sunat la unul dintre ele și mi s-a zis... Probabil, știi care e problema? Eu de un an stau la țară. Și? Și la țară e semnalul meu slab. Și telefonic. Și semnalele mi-e mai slab. Ăla e tare, e bine. Deci toate semnalele sunt slabe la sat. Și probabil că n-ai nimerit. În ce sat locuiești? Lângă Cluj. Gheorghe se cheamă. Aproape de Apahida. Asta era mișto să stai de... la Apahida, vedeai? Uite și acolo e o localitate care s-a lăudat, apără... S-a lăudat primarul de la Apahida, da, la un moment dat am avut un concert acolo, acum vreo 5-6 ani că locuitorul nostru. Da, și s-a lăudat că la anul vă facem cetățeni de onoare, ceva de genul ăsta. Și nu v-a făcut nici una. Uitat. Să știi că nu sunt localități. Păi da, da, localitatea a rămas. Cred că s-a schimbat primarul. Azi mâine e capitală, îți spun eu, acolo e tare de tot. Nu, dar vorbesc serios, sunteți printre puținii care aveți o piesă și localitatea a Pahina. Da, trei. De fapt, trei piese sunt. Piesa, așa. Trenul, balul și nunta. Deci, trei situații de viață care sunt reflectate cu numele unei localități și localitatea respectivă nu s-a gândit în 40 de ani să le dea oamenilor o cetățenie. Dar nu avem noi de cetățeni, doamne. Nu, o diplomă, că nu e nimic. Nici aia, nimic. Dar... Nu, dar... Eu am, adică nici am pus-o, că nu, e urâtă. La Costinești mi-au dat și mie cetățean de onoare, dar n-am primit nimic, așa, nici măcar diplomă, am o foaie de hârtie. Atâta să vă dea și vouă. Zău, că mi se pare ce... Domnul primar, care o fi? E PSD sau PNL? Băi, domnul primar, dați-mi telefonul domnul Boc și rugați-l să vă explice că oamenii ăștia merită, pentru că sunt convins că primarul Clujului știe cine ce și ce înseamnă semnale. Sunt convins că sunteți în relații bune, așa că de asta zic că e un om deschis. Aranjați un lucru natural. Asta e o chestie de normalitate. Vorbesc serios, nu. E o chestie de normalitate. Adică Apahida, trei cântece. Păi Bucureștiul n-are trei cântece. Păi bune! Na, ce? Fetițele din București și încă vreo două, trei și la revedere. Mai să-ți arăt. Și Bucureștiul noaptea, da, n-am e mult. Nu scoți un album. Față de, da, nu, un album nu scoți față de trei. Și Olărașul a scos acum. Ferește cu Apahida? Nu, Ferește de București. Aia e altceva. Da. Punem la negativ. Da, la negativ. Da, deci, Olărașul, tu nu primești nimic. Da. De la București nu. Dar semnale trebuie să primească cetățenie de Apahida. De Apahida, ok. Păi bune. Și toată trupa, nu aici, nu e vorba doar de unul. Tu, dacă vrei, puteai să stai chiar acolo. Bineînțeles că puteam. A crescut localitatea? Serios? Tare de tot. Da, toată lumea vorbește despre Cluj ca și cum ar fi deja o altă țară. Și deja Clujul este alipit Apahidei. Da? Da? Adică... Ai înțeles, nu? Da, da, da. Asta zic. Adică metrou pleacă de la Apahida spre Cluj. Asta e tare. Dar, într-adevăr, voi, fiind clujeni, simțiți diferența care este între ce era acum 15 ani și ce e azi la voi acolo? O simțiți? Categoric. Și chiar este așa cum se vorbește? Da, s-a dezvoltat super. Eu n-am mai fost de mult. Acum o să vin, știi la ce vin să văd? Ghici. La ce vin eu să văd la Cluj? La Untold. Scuză. Asta a fost bun. Mai e voie. Mai am voie de încercare. Nu pot încerca. Hai, zi. Toamna clujeană? Nu. Toamna. Eu vin vara. La Metallica. Nu. La concert? Da. La concert. Mark Knopfler. Nu. El nu vine. Nu vine. Nu vine el. Eu vin la cine vine. Dar mai e bună. Tom Jones, domnule. Ah, da. Azi ne vom întâlni. Că și eu mă duc. Da. Cum? Mai este idolul meu. Mai este... Ai locuri? Că nu știu, nevastă mea cu aranjamentele. De ce, ai tu? Păi nu, dar... rezolvăm. Cazare am, dar locuri încă n-am. Okay. Deci, vedeți,
Asta înseamnă un oraș care ține la standard. Are și pentru copiii aia care fug de acasă. Mă rog, poate pleacă, nu fug. pentru Anton. Și are și pentru oamenii de alte generație. Domne, Tom Jones e unic. N-aveți da, orice corect. Mi s-ar spune. Nu poate fi comparat. L-am văzut asta. Acum într-un show de televiziune. Bănuiesc că ați văzut și voi postarea la X-Factorul lor. Da. Domne, s-a ridicat omul și a cântat fără nicio pregătire, fără nimic. Parcă da, este un fenomen. Este absolut un fenomen. Și la el anii n-au prea contat. Deci ne-am lămurit. Da. Abia atunci aflu cum e Clujul. Că eu până atunci n-am cum să știu. Îmi place melodia prezentată, poftim să... Îți voi fi ghid. Asta da. Marius Canta, Letiția Nisipeanu, Mircea Hodârnău, alt om de presă care vă știe cu siguranță. Cum a fost colaborarea? Asta a fost recentă, din câte știu, din toamnă sau iarnă, cu Mircea Baniciu și Laurențiu Cazan. Am văzut afișul. Da, acum iarnă a fost. Cum a fost? Luna trecută, de fapt. Exact o lună. 15 decembrie. Ia zi, da. Ai pus afișul? 15-16. Da. De unde a venit și cu ce ocazie? Noi am vrut să facem un obicei din acest lucru, ca să facem un spectacol în iarna, la Cluj, la Opera Română. Am avut o propunere de la Mario, Dan Sătărier, care mulțumim. Alea, da, nu tot, toate, dar... Adică tot ce vedem acolo, poze bune, alea, ele a făcut, sunt ale lui. Da. Și acum 2 ani a început ideea ca să avem spectacol la Opera Română. Eu când am auzit, am zis, domnule, e cea mai bună ofertă care am primit-o în ultimii ani, pentru că este un loc unde cred că toată lumea ar dori să cânte. Cum e aici, în București, Sala Palatului, de exemplu. Nu, aici avem și noi Opera Română. Bine, dar spectacole... De genul ăsta nu se prea fac. Nu. Păi și noi avem Polivalenta, care e superbă, dar opera nu este ceva... Și eu zic, așa am zis, uite, acolo mă potrivesc. Adică trupa se potrivește. Dar e foarte greu accesibil. Deci foarte greu să ajungi să dai spectacol. Și acum ați reușit să faci spectacol. Și vrem să facem în fiecare an. Acum, pentru anul ăsta... Ideea cu cei doi a fost... A fost că vorbisem cu Mario și că... Să invităm doi prieteni care ne sunt dragi, cu care ne înțelegem, cu care... Și a venit în minte, bineînțeles, Mircea Baniciu, ca să se potrivească în film. Nu pot să-ți dau acum nume, dar trebuie să fie cineva care să fie cam pe aceeași chestie. Și așa, vorbisem cu Mircea, cu drag, am vorbit cu Bitman, Dan Bitman, care cu drag și-a vrut chiar să... Dar din păcate nu a avut liber atunci. El fiind angajat și cu holograf și cu asta, nu a putut, dar ar fi venit și el cu drag și am vorbit cu Laurențiu și el era liber și așa a rămas. Am văzut afișul, sunt convins că a fost spectacol de zile mari. Super. Ca să prindă, nu? Eu zic că da. Sold out. Fără discuții. Și astea se vor repeta anual. Da, asta vrem ca să fie în fiecare an, în decembrie, cam în jurul datei de 16-17 decembrie. Minunat. Un spectacol. Chiar anul viitor a zis Mario că o să fie 2. Deci omul a înțeles, înseamnă că omul știe ce e aia. Știi, pe el, cu asta e meseria. Păi asta zic, cu manager trebuie manager, să știe ce se dă. Pentru proiectul, asta e. Îmi place melodia, canta... Care melodie îi place? Aia pe care a cântat-o dimineață. Mă bucur, că asta e, da. Mircea, salutări invitaților, Nelu Zapartan, felicitări, Constantin Neculae, alt om de muzică, Vicky Tuca, Bogdan Naumovici, un om de... îl știi pe Bogdan, sigur, bineînțeles. Umor perfect. Și umor, dar este un om de media, adică... Da, știu, dar îmi place. L-am văzut în niște chestii despre... Culmea este că eu am fost bun prieten cu tatălui, ca să vezi ce înseamnă. Și pe urmă am ajuns la... Bogdan a ajuns la mine în emisiune la radio și atunci a conștientizat că de fapt eu îl știu pe taicăsu când avea tasul 19-20 de ani, adică atât aveam și eu. Deci de atunci ne cunoaștem noi. Pe Bogdan l-am descoperit adult. El e tânăr. Asta este, e tânăr. Tu cât ai împlinit acum? Azi? 41. Hai mă, că ești mic, nu o fi așa, ce auzi? Bă, totuși am așa un regret. Un regret al clipelor scurse. Tu în ce zi ești născut? 18. În 18 ianuarie. Băi, numai Capricorn, sunt în zona, mă, oi, mi-e și frică cu voi. Și asta mică e tot Capricorn. Deci ce zi? 2. Doi, proaspăt. Oameni de ianuarie, dar voi ar trebui să vă simțiți bine când e frică afară. Da, ne simțim foarte bine. E cald. Da. Doamne,
Ce zodie e asta, domne? Nu, oricum, nu zic nimic astăzi. Bine, zic, dar ne simțim la fel de bine și, și vara. Și când e cald. Și când e cald, vara la mare. Și când e cald, vara la mare, și atunci nu e cald. Dar nu, dar ne legăm de apă. În ce an ești născut? 53. 53. 66 de ani. E mic, mulți înainte. Deci, e mic, na, un an. Mine, da. E un an. Ce un an? Da, doi, patru. Nu. Patru. Patru. Deci Ștefan e puști față de mine. Deci în sfârșit asta mi-am dorit tot timpul, să fiu cel mai mare. Să rămână Andrei. La școală n-am reușit. La sport n-am reușit. Acum ca vârstă o să chem, o să-i întreb înainte pe oameni câți ani au, ca să vină numai oameni mai mici. Să mă simt tot timpul cel mai mare. Okay. La mulți ani și ție și ție, spun Merci. Oamenii. Mai departe era un mesaj aici, încă un la mulți ani, da, Medișanu vă urează și el, mi-ar plăcea să văd un concert semnal M și Pro Muzica la București. Și încant. Da, bună, ca idee. Da, chiar acum nu ne-am întâlnit cu Ilie, da, ați face. Ați face. Dar cum? Ar fi o idee fantastică. Dar, dragilor, de ce să nu facă ei acolo la ei și să cânte Pro Muzica și semnalem la Timișoara și eventual la Cluj și bucureștenii să se urce frumos în tren și să meargă acolo, cum, că se poate și invers. Nu? Da. Nu, dar așa ar trebui. De ce să nu? Dacă eu mă duc la Cluj să-l văd pe Tom Jones, alte dăți, oamenii veneau la București pentru toate concertele. Nu zic de multe ori că azi mâine o să vezi cineva... Îl ia pe tunul și aduce la București și nu trebuie să venim noi aici. Nu, dar ce ar fi să facem cele trei orașe? Și la București și la Cluj, da. Timișoara. Da, da, da. Da, mai... da. Păi, așa ar fi și cel frumos. Mai bine, de fapt. Așa ar fi frumos. Da. Când a fost momentul acela din 90, când am făcut spectacolele alea cu Rock în Libertate, cu acum am postat recent. Atunci eu am vrut să-l abordez pe Iulică și a fost de negăsit în momentele alea. Atunci când în ianuarie 90 am făcut concert cu trupele din Timișoara, trupele din București și cineva a zis, bă, da, hai să-l chemăm pe găsit, Iulică. Eu l-am găsit, era la Sovata atunci. Este? Exil. Era în exil? Da. Ce făcea la Sovata? Cânta, atunci am avut o pauză. Nu erați împreună? Nu, eram... Păi tocmai că mi-au zis, pauză. Bă, da, hai să-l chemăm. Eram pe... Știi cine mi-a zis și că și-ar fi dorit foarte mult să cânte în acel spectacol și Iulică? Păunița. Păunița Ionescu. Să te uiți la ce am postat. Am primit de la Ionel Marchiș, îl zi, pe Marchiș, da, de la Timișoara, concertul de atunci, București, Timișoara 22. 22 ianuarie 1990. Și am vrut să vină singura trupă care venea dinspre Cluj, ar fi fost semnalem și să cineva, mi-a și zis Păunița, zice, bă, dar Iulică unde? Zic, bă, nu știu de unde să-l iau. S-a retras. Chiar n-aveam atunci niciun fel de legătură. Câteva luni a fost retras, efectiv, s-a dus de la Cluj. A avut el niște probleme de rezolvat ale lui și atunci nici n-am cântat în anul acela. N-ați fost. Și am fost separat. E, da. Păcat că atunci a mai fost o chestie de asta cu trupe venite din diverse locuri și cântând în aceeași localitate. Lala Popescu, bună ideea cu un concert la Timișoara. Iată. Dar voi la Timișoara ați avut cântări? Nu, de mult. Acum de curând am fost, nu mai țin. În club? Sau în club. Dar e un club foarte bun, unde mergem iar chiar cu plăcere, că n-am la mai cântat. La Porto Arte e chiar un loc. Da, e extraordinar. E un loc bun. Da. Nicu Turcu, Cristi Banu și lui îi spunem la mulți ani, că am înțeles că a fost ziua lui ieri, dacă nu mă înșel, nu? Cristi Banu când a fost? Ieri, nu? Ieri. Ieri a fost. Și sigur, spunem la mulți ani și tuturor celor care iubesc poezia, pentru că Eminescu, corect, așa e. Așa este. Așa s-a nimerit să veniți exact, la București atunci, exact de ziua lui Eminescu și a lui Nicu. Și a lui Nicu. Așa, da. Acum sărbătoriți pe cine aveți mai aproape. Pe el. Așa mi se pare corect. Aș vrea să vă întreb, după cântarea de diseară de la Berărie, ce traseu mai aveți? Acum mergem acasă, mergem că venim de undeva. Deci, ați acum cântat asta de e undeva, am cântat. Da. Și mergem acasă și pregătim pentru februarie. Da, să mergem. Avem niște evenimente, nu știu cum să se pică, 18, 15, 18 ianuarie. Private. Da. Private, evenimente, da, private, noi, da, între noi. Așa. Zilele noastre. Între prieteni. Da. Așa, și da, cântări? Cântări în februarie sunt două deja luate, după martie două și între timp se vor mai... Cum am zis, o trei, da,
4 pe lună. Partea managerială o rezolvi tu așa prin și eu încă, dar acum Roxana e foarte bine de ceva, implicată. De ceva vreme Roxana. Roxana și se ocupă. Cine vrea să vă contacteze, unde trebuie să scrie sau să sune? Avem încă un proiect care trebuie să facem, adică să finalizăm. Noi avem un site. Așa. Semnalem. Care, din păcate, semnal de o vreme... Semnal-m.ro A rămas pe loc. Da, e pe loc de o vreme, da, nu e actualizat, dar acum se va reactualiza, că a venit forțe noi, a venit. Așa. Și Alex, care foarte bine se pricepe la... Am zis, aici. Așa. E problemă de... internet. E pentru tineret. Dar cel și mai se simplu... va relua și atunci cu Roxana, dar până atunci este... Cel mai simplu de pe Facebook. De pe Facebook, deci, care eu nu l-am. Eu nu l-am, dar el... Facebook-ul, semnală. Nu, semnală este, dar... Nicu Barna, da. Sau Semnalem, vă exprimați dorința și cineva vă răspunde, nu? Da, cam da, este răspuns acolo, corect. Anda Didi Sorescu și-au ales ușor instrumentele la care cântă? Tu ai fost chitarist de la bun început? Am fost cu 6 corzi la început, dar după am trecut și eu la Bascoa și Iuliu. Adică. Așa. La Iuliu a fost invers. Și el, la Iuliu a fost două perioade. Iuliu a fost chitarist, și după aia a fost bassist, da. Și după din nou Semnal la a trecut. Adică deja de la Mondial a trecut la chitară solo. La mine a fost invers. La mine, eu mi-am dorit să cânt la pian întotdeauna, dar a fost prea scump pianul. Așa, și atunci? Și atunci am mai cumpărat o chitară, a fost mai ieftină. Da. Și până la urmă am studiat tobe. Acum în trupă ce faci? Chitară, armonie. Armonie? Da. Deci, și voce. Și voce. Exact ce făceai și tu la vremea respectivă. Exact, exact. Așa, Georgeta Esteban, ziua bună de la... Poalele Vlădesei, de acolo, unde își avea rădăcinele Iuliu Mergă. Da. Ce frumos. Mă bucur că existați, că putem să ne bucurăm de muzica voastră, sunteți adevărați, adevărata noastră romanță, vezi, cu parfum. Vezi că știe lumea despre ce vorbim. O roată de foc, prin vara amintirilor, mult succes, vă iubesc. O roată de foc, prin vara amintirilor. Mulțumim. Okay. Mulțumim foarte mult. Vezi, Georgeta Resteman, Nico Angel, ce copertă Flower Power? Voi făceați și copertele? Uite, la asta se referă, nu? Asta de aici? Uite, asta. Nu noi făceam copertele, noi încă nu eram așa... tare acolo. Asta a fost chiar o surpriză pentru noi. Asta e o istorie discul acesta. Peste piese de pe disc, toate sunt înregistrate la radio. Așa. Și într-o zi ne-am trezit cu un disc pe piață unde scria înregistrări radio, editat de Electrecord. Dar fără să întrebe nimeni nimic. Dar mulțumim că a apărut și așa, dar poate era mai bine că ne spuneau că mai poate schimbam ceva. Asta, vezi că avantaje și dezavantaje ale abuzivului. Și pentru că până la urmă a fost o decizie abuzivă. Sigur, dar ne bucurăm că totuși arată destul de bine. Chiar e puțin așa, dar arăta bine. Na. Chiar e în ora care trece un tren deasupra, e un viaduc de fapt. Nu, este, dar chiar arată deci bine. Deci ne-a plăcut, da. Eu nu mai știu cine a făcut coperta. Scrie pe spate, dar nici nu știu. Trebuie să găsesc vinilul. Asta o să-l caut eu undeva pe acasă și chiar a fost o surpriză, pentru că și atunci ați în minte că vorbeam cu Titus sau cu cineva și întreba, zic, doamne, cum adică înregistră radio și oamenii, și pe ce întreabă cineva? Nimeni nu ne-a întrebat asta, să știi, absolut. Dar măcar drepturi de autor v-au trimis? Ei nici nu știu care e aia de autor, că noi, multă vreme, piesele noi toate sunt semnate de Iuliu, probabil că a fost ceva... Ați avut o vreme și semnate de tine. Da, pe am și eu câteva piese, așa, dar nu am fost niciodată cu împărțit, că merg ca Boldijar. Cu totul. Asta a fost numai pe Iuliu și nu știu dacă dreptul de autor cum a fost. Dar în condițiile de astăzi, muzica pe care o cântați voi și unde sunt... Există dreptul de autor. Acum, există acum, dar nu știu de unde vine toată problema. Deci nu se știe dacă vine de la discul acela care s-a vândut. Măcar vă vin? Adică afli când... Cuțulei, da. Nu e exagerat, că noi exemplu, nu avem muzică rotată așa de mult pe posturi ca să vină. Putea să fie, de exemplu, povești la Gura Sobei, eu o difuzez de când a apărut până în prezent. Mulțumim, și... poate de acolo vin ce vin. Păi nu, da, aia e o piesă care merge oricând, nu numai iarna. Că... Da. Și cu toate astea, și sunt celelalte, noi am făcut și top sentimental cu piesele Semnale. Dar problema este că m-a interesat dacă voi ca artiști și tu fiind reprezentantul celui care știe despre ce se întâmplă, dacă simțiți că, domne, a venit o hârtie în care scrie, domne, ați avut 1000 de difuzări în anul cu tare. Nu știu, că nu vine așa.
Dacă acum, pentru aia ar trebui să cer, să primești așa. Vine o sumă și e trimis de creditam sau cine, Orda sau creditam ce de acolo și sau gata. Sau CMRA, da. CMRA, da, pardon. Și nu știi de unde. Că voi da, sunteți și interpreți, da, nu numai compozitori. Exact. Dar poate nici nu ținem noi chiar așa actualizarea, nu mă interesez destul, trebuie să mă ocup și de asta câteodată. Chiar o să mă duc până la unei conferințe, să văd, nici nu știu câte piese sunt declarate total, că acum eu am pierdut asta firul. E foarte important ca cele noi să fie declarate, da, 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 și că cele vechi au fost. Și nici acolo nu sunt sigur că toate, să vedem. Cum ar merita. Da, să mă duc până acolo, că știu o doamnă acolo și ne cunosc. Deci toată lumea zice de doamna aia. Dar nu mai țin minte exact, am acasă, mă fac scuze. Primul concert rock la care... O doamnă amabilă. Da, am înțeles că toată lumea zice ironic despre ea, că e foarte simpatică și amabilă, dar trebuie să știi să te porți cu ea. Primul concert... Nu, 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 eu am total pozitiv despre cine vorbesc. Nu, nu, mod ironic, am spus chiar ironic. Dar... N-am sunat-o de mult, da, n-am sunat-o de mult și vreau să am o dată și o listă cu toate piesele care sunt acolo. Primul concert loc la care am fost cu semnale, fii atent, Mircea Hodârnău, care e din media și care e și ziarist. Deci primul loc a fost, pentru prima oară a fost la voi. Eram în clasa a patra și de atunci locul este în sufletul meu. Deci, vezi, Fabru Lucian. Fabro, da, servus, dragă. Azi e din nou bal la Andrei. Sună foarte bine. Mulțumim și mă bucur că se aude ce vorbim, pentru că Fabro e un scop. Din Sibiu, un prieten da, foarte bun. Știu, știi? Cum să nu știu? Oftim cu cine. Normal că iartă-mă. Știu. Nicu Turcu, Andrei, despre ce vinil e vorba? Scuze că întreb, îl caut pe la mine. Deci, cum zicea? Trenul cursă de persoane, apă aud acolo. Trenul cursă de persoane, un vinil cu copertă galben, cu un M, galben. M-ul fiind un viaduc. Spectaculos, foarte spectaculos. Teddy zice, cine v-a dat diploma aceea? Felicitări. Asta diploma e. Ta? Nu, da. Primăria Cluj-Napoca. Deci v-a dat primăria. Da, primăria Cluj, dar tu ziceai de Apahida. Nu știu, dar înseamnă că primul pas s-a făcut acum. Da, la 40 de ani de activitate. La 40 de ani am primit. Deci frumos. Da. Deci totuși, clujenii își respectă valorile, ceea ce e foarte bine. N-am avut noroc ca să ne întâlnim chiar cu domnul Boc, care tare mult ne-ar fi bucurat să fie acolo, dar totdeauna e ocupat când avem noi. Dar asta e așa, e programul, nu pot să... Sonia Stolberg zice, bună ziua, mă bucur să fac cunoștință, probabil aveți un fan mai mult acum. Deci vedeți, și fără să cântați ați făcut fan. N-ați cântat și deja... Trebuie să mai venim aici. Păi, asta și spun. Luminița Dumitrescu, numai bine și toată admirația mea. O ții minte pe Luminița. Sigur de la TVR. Da. Adrian Paniti, vă salut de la Valencia. No. Deci, ole. Globul este cu noi. Oba. Și este cu voi. Ola. Ola. Ceea ce mă bucură foarte mult. Uite, vezi, asta e o poză cu voi doi așa, ca la armată. Da. Uite, vezi, acolo avem încă un membru care a fost cu noi o perioadă, Costi Sălăjan. Așa. A cântat o perioadă scurtă cu Liviu, noi, între voi Liviu Rișcu și Tavi Popovici. Asta a fost trupa. Iuliu a venit cu Liviu de la București, de la Mondial, și am venit cu Tavi, cântam cu el atunci. Și așa s-a făcut. Deci, ca să înțelegeți care e așezarea, și e bine să știți, mă bucur că am găsit câteva poze, le-am furat de la tine, de unde am putut. Așa, în viteză, dar... Dacă se uită la noi Costi Sălăjan, dacă cineva știe, tare mult aș vrea să iau legătura cu el, nu știu cum, pentru că am pierdut orice contact cu el. E în Germania, atâta știu că e în Germania. Rugăm să dea un semn sau cineva să-i transmită. Sigur că da. Mai aveam aici... Costi Sălăjan. Costi Sălăjan. Deci e bine să știți că, iată, trupele își doresc, mai ales semnalem, și-ar dori un eveniment rotund, de exemplu o întâlnire... Cu foștii colegi, ați mai făcut? Bineînțeles, am mai avut. Întâlniri am avut la 35 de ani, mi se pare, la 30 de ani și la 30. Am avut deci toată care, trupa. Care e anul pe care îl consideri anul nașterii trupei? 77 am avut prima cântare. Deci avem 42 de ani. Acum aveți 42 de ani. În 76 am pus bazele, dar vorba. Cântatul e în 77. 77 deja am repetat și am cântat. Luminița Dumitrescu a mai scris, asta am citit, da? Și Patricia Montero din São Paulo, salutări din São Paulo, avea tricouri. Unde le-ați făcut? Mai aveau și alte trupe tricouri? Am avut de la București, chiar am avut un băiat care era trup și suflet lângă noi, Tavi Dobra, nu știu dacă mai țin minte, după aia a devenit
cameraman la televiziune. A, noi l-am protejat. Da, știu. No, el acasă, știu. La el, în bucătărie, deci, să avea un atelier unde se făceau tricouri cu rudimentar. Deci astea le-au făcut? El manufactor a făcut. Am avut ideea cam ce formă, el a făcut design tot. Da, pentru că cultul de genul ăsta a apărut mai târziu. Atunci era o chestie să ai un tricou în 70 ceva cu vreo vedetă mondială, era. Și faptul că trupele românești n-au prea avut. Pentru mine, îmi amintesc că atunci a fost o surpriză că ați avut tricouri cu numele. Mă bucur, eu sincer n-am fost atent la... Serios, de exemplu, în Costinești s-a făcut la un moment dat, după 90, un set întreg de tricouri cu Costinești, cu inscripții, cu trupe, cu festivalul, dar înainte nu făcea nimeni. Era o investiție. Nu puteai să sigur, faci numai așa pentru 5 persoane. Sigur, și aici, așa, mulțumesc lui Tavi, pentru că foarte mult a făcut efectiv benevol. Îi făcea lui plăcere chestia asta. Raluca. Ne-a și cazat, că stăteam la el, stătea lângă în Parlament, pe strada Paris, acolo. Dar tu mai ții minte unde stătea Iulică atunci când era în combinația cu Filip? Mi-a povestit, dar nu mai știu. Erau minte. La doi pași de mine. Negativ, da, stăteau în Piața Romană pe Mendeleev acolo. Exact, Mendeleev, da. După Cobrigărie și mergea acolo în jos. Da, noi ne vizitam aproape zilnic. Eram în partea cealaltă a străzii și eram și vecini aici cu Casa Studenților, adică făceam programe în comun. Marian Tudoroiu, oameni adevărați, felicitări, Andrei, n-am niciun merit doar pentru faptul că aia, poza aia. Tricourile semnal, vezi? Acolo sunt. La Costinești e făcut. E prima atunci când am început să cântăm. Asta era poza, Iulia, cu tricourile. Da. 77. Vezi? Deci ați avut pe acolo, pe tineretul. S-a uitat mama prin viniluri, Nicolae Constantinescu, grafică. Poftim. Ai văzut? Domne, rog-o pe mama să ne trimită și o fotografie mai mare, ca să față-spate, ca să ne lăudăm. Ca să știe lumea. Deci uite, el ți-a făcut grafica. Bucky J, pentru Liviu Tudan, pe Liviu Tudan l-ați cunoscut? Sigur, evident că da. L-au cunoscut. Am și eu, nu personal cu el, dar legat de roșu și negru, noi avem o istorie. E normal, și îl aveți pe Liviu acolo, pe Grișu. Da, dar când am început să cântăm, știi, care a fost primul nostru spectacol? Zi. A fost la Filipești de Pădure. Asta e bună. Bun. Și am dus, da? Domnul Șuteu Iuliu, impresarul de la Phoenix, și holograf, și la noi, a fost 10 ani impresarul nostru. Ne-a văzut la mare și în 78, gata, vă iau un turneu. Mergem. Spectacol. Atunci, în Filipești de Pădure. Mergem acolo, ajungem cu autobuzul. Unde e asta? Unde e? Lângă Ploiești. Deci după Ploiești, pe Băicoi, în stânga, intră acolo și acolo. Intră România, sigur că... Pădure. Că pentru asta e renumit. Pentru că, ce crezi, ce se întâmpla? Am intrat acolo și am văzut plin de afișe mondial. Roșu și negru. Roșu și negru. Scuze, roșu și negru. Afișe roșu și negru. Și zic, șuteu, măi, un autobuz. Semnal. Ce? Eu am uitat să vă spun că aici a fost un spectacol programat cu roșu și negru, dar noi între timp ne-am certat. Și v-am băgat în locul lor? Da! Și am rămas. Și zic, dar cum să cântăm noi acum? Mascare să o fac. A ieșit afară din auto, s-a dus acolo că deja era târziu asta și spectacolul începe peste vreo oră, dar nu vine roșu și negru, ci vine semnal. Aveți vreo problemă? Nu! Așa s-a ținut spectacolul. Adică și 100 de localnici erau mulțumiți. Erau 400 de oameni, era full nebunie ce era acolo. A avut mare, Tudan a făcut reclamă bună acolo. Deci se poate cânta pe afișul altuia. Da, fără nicio probleme, toți au stat, au fost bis, tot. Deci a fost așa am avut primul spectacol. Deci e bine să țineți minte că se poate cânta și pe afișul altuia. Și nici nu se crește. Da, că i-a făcut. Și te era impresat, deci el a făcut totul. Dar n-am știut că a rupt-o cu roșcații. Atunci a rupt-o cu ceva probleme, a avut și... La început ați cântat deschidere unei trupe consacrate? Au cântat în locul unei trupe consacrate? Noi n-am cântat niciodată în deschidere la mine. Și dacă ați cântat și în cenacru? Nu am cântat, în schimb ne-am intersectat de câteva ori și chiar avem amintiri destul de neplăcute din pasta care... Că adică ni s-au suspendat spectacole câteva. Ne-am interesat pe drum și dacă eram acolo exact în așa, spectacolul nostru clar era anulat, amânat.
Asta e bine să știți că pe lângă lucrurile bune pe care le-a mai oferit Cenaclu, da, era și acest lucru la care din păcate, se referă. Dar e realitate, Ștefan, nu, sigur, nu glumesc, asta e. Chiar, era o mobilizare generală nu tot peste tot. Nu putea să se întâmple nimic în zonă ca să nu încurce până la desfășurare. Eu am pățit-o direct, fiind la Costinești, spectacolul era la Forum acolo în spate, știi că era scena aia din spate, și nouă ni s-a spus la Vox Maris să închidem muzica de pe terasă, că îl deranjăm pe artiștii și pe cei de acolo. Asta așa e. Și de multe ori am avut faze din astea în care tot intersectări erau, da, și de asta nu are nicio, să o închideți. N-are nicio legătură cu cei care au participat la spectacol. Aici e vorba de organizare. Mătăunescu era tăiat și spânzurat. Nu lăsa pe nimeni. În deschidere am cântat mai târziu. A, după aia, da, acum, în ultimele vreme. Deschidere la trupe. Scorpion, la Deep Purple. Păi, dar zic, astea la, Smokey, la Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. La Smokey ați cântat la Cluj. La Cluj, da. Toate sunt la Cluj, toate de care Cluj. Zic așa, eu. Nu, dar la Cluj chiar eram acolo, dacă ți-amintești. Da, la Smokey, exact. Cu Smokey ați cântat la Cluj. De două ori am cântat la Smokey și prima dată cântam și după aia mai cântat o dată. A fost acolo și până a fost, a mers la Diesel. Da, și a cântat Iulica. Băieții la Smokey și au zis, bă, ăsta e mai bun ca noi. Ne-au zis acolo. Dom'le, cum cântă ăsta? Știa piesele Smokey pe toate. Da, bine, mai cântam Smokey. Era exact stilul lor de muzică și stăteam acolo cu ei în spatele scenei și când a venit Iulica pe scenă și unul dintre... ăla, chiar vocalul. El a venit acolo lângă mine și zice, who's this guy? Solistul de la formație. Dom'le, da... Zice, bine că sunt sănătos. Erau bancul pe vremea aia, că ziceam, oamenii veneau și ziceam, mă, știți că mai este o trupă care a început să cânte ca voi în Anglia? Glumă, dar are bază, are o bază de adevăr. Așa, mai cântat cu înainte lui Gillan, aici la București. Aici, la Rock 92. Rock 92. Da, deci, au cântat în deschidere și ei, tu ai întrebat de artiști atunci și atunci, la început, nu? Nu, că așa sună mai bine. Trupe consacrate, așa a fost întrebarea. Da. Ați cunoscut-o pe Bonnie Tyler? Da. Și? Poze cu ea, așa-i domnule? Da. Din culisă. Adică, surpriză foarte plăcută, a cântat extraordinar. Deschisă și a făcut un spectacol super. Sincer, a fost surprinzător. Și trupa e. Și a avut trupa, a sunat într-un fel. Extraordinar de bine. Jos cu culmea este că noi am văzut aici la București, trupa mi-a plăcut foarte mult și era cu plajul, tot cu Smokey. Numai că au pus-o pe ea în deschidere. Și îți dai seama că publicul atât de mult a gustat momentul cu Bonnie Tyler, că Smokey n-a mai avut același succes pe care putea să-l aibă. Se mai întâmplă, da. Asta, adică da. Trebuie să ai flair să-i pui în ordine. Exact, care exact același lucru, da. Era, culmea este că era chiar și piesă comună aia cu Have You Ever Seen the Rain? Corect. O cântau și unii și alții. Da, amândoi. Nu? Ați cunoscut-o? Da, ați cunoscut-o. Alan George Lyon ne salută de peste ocean și bănuiesc că sunt și alte mesaje care mi-au fi scăpat. Nu vreau să abuzez de timpul vostru. Eu sunt încântat că oamenii sunt pe fază și trebuie să vă determin să promiteți că veniți odată și stați și o noapte cu noi în radio. Ne-ar face plăcere. Ne-ar face plăcere. Că e altceva când mai punem și muzică, dar sunt multe amintiri pe care, iată, oamenii se bucură că le-au aflat și astea rămân acolo, se pot viziona și de voi acasă și cu altă ocazie. Diseară, pentru bucureșteni, nu ratați șansa să ascultați Semnal M, așa, într-un recital de o oră și ceva, cât durează? Minimul o jumătate. O oră jumătate. Cam atât ai un spectacol acolo. Faceți două sau cântați dintr-un lucru? Nu, e un show. Da? Nu aveți chestia asta, că facem o pauză să mai mâncăm. Noi preferăm să cântăm într-una. Vezi că au eclerul foarte bune. Atunci, poate facem și o pauză. Costiță. Și Costiță. Știu. Și poate facem o pauză. Alea nu mă interesează, eu știu doar un pic. Înțeles. Poate vom face o pauză. Știi cât e? Cât e de mare? Cam atât. Vorbesc serios. Eu nu sunt pescar. Pe atunci, cine mai cântă după ce mănâncă aia? Nu e pescar? Nu, pentru că aia... Știu. Nu, aici eu spun... Așa o ochi avea. Da.
Asta cu, în orice caz, în orașul de unde este și Giula, este și regretatul Teo. Deci vedeți, oamenii au simțul umorului, știu să se distreze, să se bucure de muzică. Ați avut doi oameni campioni de bancuri. Da, știu. Și unul și altul. Asta au fost. Exact, așa au fost. Exact. Eu vă mulțumesc mult, să aveți succes din seară, că îl meritați. Noi mulțumim pentru invitație. Și vezi că ați promis că veniți. Venim, 100%. În acest an. Deci, da? Okay, okay. Ți-am dat un termen rezonabil. Da, e bun. Încă o dată la mulți ani. Mulțumesc, Nicu. Mulțumesc, să fie o seară memorabilă și mulțumim pentru toate mesajele pe care le-ați trimis. Profitați de ocazie. Acum știți exact cu cine aveți de-a face, niște oameni care iubesc muzica, care transmit iubire pentru muzică și atunci e bine să fiți acolo. Toate cele bune. Atunci.